Aici salut, e băieți. Ceva instant. Ce salutare! Băieți? Cum merge? Crește? Doar unul? Am prins doi până acum. Pe aici stau peștișori. De acvariu? De acvariu sau mai mari? Peștișori. Până în 2 kg. Până în 2 kg. E frumos. Așteptăm noaptea. După cum se știe, standul 0 e stand de noapte. Cel puțin din punctul meu de vedere. Da, și perioada nu e o perioadă de concursuri, ca să zic așa. Totuși suntem la sfârșitul februarie. Se prinde ceva pe baltă, nu fantastic, e normal. Da, din ce am înțeles, toată lumea merge prin momitoare, pe timpul momitor. De sezon, să zicem așa, un pescuit de sezon. Bun, haideți să lăsăm. De fapt, să le spunem și celor care ne vizionează. Suntem pe Balta Cenușaru, la un concurs organizat de Clubul Cormorani. Un concurs de 26-28 de ore, ceva de genul ăsta, normal, pentru perioada asta de februarie e ok. Să trecem la niște întrebări mai serioase. Știu că anul ăsta participați la un mare concurs. Participăm? Da, este un mare concurs, mă refer la campionatul național. Sperăm să facem o surpriză frumoasă. Da. Și eu sper să facem. Pentru asta am venit aici, ne antrenăm acum. E foarte fiind bine. Și, păi, și pescuitul de pește aproximativ la fel, exact. De lansare să... Nu, da. Lasă că le-am prins, am aruncat fără rig acum. Bun. Am înțeles. Nu, deci eu vreau să fie dragi atunci. Mări, am scos rigurile, dau eu cu plumbul gol. Am înțeles. Păi scoate și lansetele dacă e să le, să le țină, să le mai ștergem un pic dacă tot le-ai murdărit de la mămitoare. Nu vreau să scot lansetele, că am vrut să avantajez vecinii. Am înțeles. Spirit sportiv. Da. L-am văzut că unul e în standul 1, am văzut lanseta 1 e pe aici, la băieți, adică... Soarta a propus să fim 3 din aceeași echipă la rând, standul 0, 1, 2, 1 și 2. Acum vom vedea rezultatul final. Da, deci revenim la CN. Aveți un lot frumos, am văzut. Ne întregem foarte bine. Asta e cel mai important. De vedere, să vă înțelegeți cel mai bine și să... Aia contează cel mai mult, înțelegere. Da, și plăcere. Să aveți o abordare a concursului unilaterală. Deci toți să mergeți pe aceea. Ne pregătim intens pentru asta. Sincer, din toate punctele de vedere. Nu am fost niciun trei pe balcă, pe dinul de aici. O să participăm la concursul în mai, avem trebuie să am da. Vor vedea atunci. Da, e un concurs bun pentru momentan. Un concurs foarte, foarte bine pus. Echipele care am văzut că s-au înscris deja foarte multe echipe care vor participa la CN. Deci vor special probabil pentru a vedea și a citi balta, cum se spune. A încercat să citească balta. E greu de citit o balta, foarte mult pește. Mult pește și mare și mic, în cât am înțeles a crescut foarte mult peste 1 kg și jumătate, ceea ce se foarte multe bucăți, se așteaptă să fie cântare cu 45 de pești, deci de echipă, ceea ce va fi foarte, foarte bine, dar foarte destul de greu pentru arbitraj. Ce vreau să vă mai întreb? Din clubul ăsta, Bereca Timp, urmează anul ăsta, am înțeles că participați cu Clubul Viitor, asociație. Da. Da, sub denumirea de Viitorul Bereca Cartin. Viitorul Baia Bereca Cartin. De la anul, probabil Bereca Cartin direct, nu? E perfect treaba asta, asta m-a interesat. Au ieșit actele mai târziu, din câte am înțeles, și nu s-au mai putut face... Da, mulțumim pentru ajutor celor care v-au ajutat. Am înțeles că și Alex Vasile și Robi chiar da, au fost... Da, mulțumim din suflet. Pentru asta e foarte bine, pentru că cât mai multe cluburi, cu atât mai bine și pentru campionatul, pentru calificul românesc, în general. Da, și trebuia să mai vină cineva să câștige. Ne vedem în Franța? Ne vedem în Franța? Da. Da? Da. Da. Avem să deja și acolo, ne-am făcut, ne-am cazarea, ne-am rezervat, dar despre ce este vorba. Și pentru mine un loc? Păi noi mergem, bineînțeles, noi mergem în avans de acum, de anul ăsta mergem să ne antrenăm în Franța. În Franța din noi cazare, ca să știi. Am înțeles, da, mulțumesc mult. Da. Da. Sperăm să vedem și cu situația actuală, anul ăsta ar trebui să mergem în Ucraina, să vedem dacă se va mai putea, să vedem ce va fi. Da, să vedem, dacă nu, probabil, bănuiesc că se va schimba locația campionatului mondial de anul ăsta, bănuiesc, dacă nu e prea târziu, dacă se mai poate face ceva. Ca abordarea acestui concurs, haideți să revenim la Cenușaru, pe ce te-ai axat.
sincer, este pentru prima dată, exact asta s-a spus de la sorți. Nu vreau standul 0 sau 1, pentru că sunt singurul standul care pe spus pe această parte. Red pentru că dimineața ți-am urat să tragi 0 sau 1. Da, și 0 am tras. Ești o pagubă. Da, și mi-am dorit să trag în 18, dar... Nu sunt o pagubă. Tu, înainte de a-ți furea eu să tragi 0 sau 1, mi-ai dat o poză și mi-ai spus tot peștele pe standul 0. Da, și atunci ți-am urat să tragi 0 sau 1. Era urat de bine. Peștele pe standul 0. Am poze. Am avut mașina parcată exact pe deversor. Ne-am strâns mai multe, au gălăcie. Deci, pur și simplu, am văzut când peștele a plecat pe lângă malul unde a portul acum. A plecat peștele spre spate. Oricum, nu-mi e frică. Niciodată nu mi-a fost frică. Asta e cu... Am venit, am vorbit mai mult, ți-am speriat peștele. Da. Nu, nu, e cu aici standul 0, se mult spun, domne, când trece mașina pe pic, se trage peștele. Exact ca la Hermes, dacă știți, când trece trenul și avem semnalul de la tren, trage peștele. Exact aceeași treabă și aici. Trece mașina pe dic, ai pătură. Eu le-am zis băieților din club, nu mi-a fost niciodată frică de nimeni, frică mi-a fost doar de mine, să nu greșesc cu ceva. Pentru că nu trebuie să mergi, am vecin pe cutare și cutare, pe scarul X și pe scarul Y. Nu. Mergi pe propria răspundere, pe știința ta. Credere. Pe crederea ta, nu trebuie să fie frică de nimeni. Corect. Practic îți pescuiești standul, deci, cum eu personal, știi tu să pescuiești și cum exact, faci în general. Personal îmi este frică doar de mine să nu fac o greșeală. Și uneori de mine. De mine, eu încă sunt la început, lumea trebuie să înțeleagă. De am înțeles, Kenzo se ocupă de imaginea clubului și de vicepreședinte, exact, exact ce trebuie. Ne implicăm cu toți, toată lumea se implică, toți pun mâna la dezvoltarea clubului. Asta e foarte important. Îl văd aici, ești cu Sorin. Sorin, ești pe aici? Ai vină pe lângă noi. Ești și Sorin cu noi? Nu mai avem scaune. Ți-ai dat cu gel, dă-ți două degete de gel în păr. Așa îți dă un gabar și ai camera să... Nu, te ascultam că vrei să-ți faci de cap aici, dar eu sunt lângă tine, în dreapta ta, și cred că... E mai greu un pic. Ne certăm în seara asta. Parcă mai e cineva, mai e și Cristi pe aici? Este. Haideți să-l vedem și pe el aici, puțin mai jos. Vrei tu să vină mai în față? Eu sunt mai înalt. Haideți că ne-am... Stai jos. Ce-mi aproape... Eu eram paznic cu ușa. Da. La puțin că pleacă la start, trei te rog frumos. Nicio problemă, te ajut. Nu, cu epă de sub. Te ajut. Am mai luat-o. Ai luat-o. Am și coportul, cred. Da. Deci cam toți cei care participă la CNE pe aici, mai puțin Cristi o să fie cu ajutorul pentru... Nu e neapărat. Suntem aici aproape o echipă jumate. O echipă jumate, da. Adică ne ajutăm echipă, cu au echipă, da, și Sorin și cu Kenzo fac echipă la CNE. Ne ajutăm și noi cu Cyber. Cyber care nu e astăzi în concurs. Cine mai e? Oricum Cristi o să vină probabil pe acolo pentru informații și pentru urmări. Vă dați seama, un capitan întotdeauna va veni pe lângă echipele pe care le corelează și vă... Păcise care trezează modestia ca de fiecare dată. Se joacă, să credem. Va avea grijă de ei ca să facă ce trebuie. Perfect, să-i dați multiple saci. Deci de când pleacă de acasă, sunt magazine multe pe drum. Asta este ideea. Nu fără alcool, că s-a mai întâmplat. Cu alcool. O să vă spun o chestie. Eu când am participat în 2012 la candidatul național la Corpu, eu le-am interzis alcool. Mi se pare ceva corect. Mi se pare ceva corect, și... pentru că... Și nouă ne-a fost interzis alcoolul, dar sticlele a tot cunoscute de Nesti au culoare asemănătoare cu... Da, dar este, diferite branduri. S-ar putea să fie o mare, mare greșeală, pentru că dacă nu bei sticla și te-a băut sticla, da, este mai greu. În doi, fiind doar în doi... Aia, nu bei, nu prinzi. Nu, nu neapărat. În doi, fiind doar în doi și având o... Sigur, o să fie o cantitate foarte mare de pește prinsă. Nu toți vor fi punctabili. Nu faci față. Nu faci față. E vorba de 72 de ore în care o să faceți probabil ture de câte 6 ore fiecare singur. Cu siguranță va fi un concurs și veți avea 4 ansete în apă, 4 de rezervă sau mai multe de rezervă. 8. Schimbă 8 de rezervă. Trage, scoate peștele, îl vezi că nu-i punctabil, îi dai drumul, aruncă rezerva. Să nu se întâmple să aveți chiar 8 și cu 4, 12 lansete fără pește punctabil. Este foarte probabil. Dar am urmărit concursurile de anul trecut. Le-am văzut pe YouTube.
i-au fost postate, le-am văzut de pe ce e vorba. Cum ai zis și tu, am înțeles că peștii deci au fost crescut. Furajați, au crescut. Au fost furajați, sunt foarte mulți, au fost furajați intensiv. Vorbeam cu Emil Paraschiv, practic n-a avut din câteva ore, în jur de 30 de bucăți, dacă a avut 5 care n-au fost, nu erau punctabili, restul erau toți peste pentru că aveam jumătate. Deci munca va fi foarte, foarte mare. Din câte am auzit și noi, este că pe sectorul pe care va fi CN-ul, a fost băgat și pești din sectorul A, care sunt destul de punctabili și foarte, foarte bun pentru clasament. Chestia e că, oricum, peștii sunt ca și greutate, sunt apropiați, toată lumea are șanse egale. Problema e cu pești mari să aibă timp să mănânce de amici. Pentru că amici sunt mai... Pirania. Pentru, chestii, mai pirania, pentru da. Chestia asta credem că avem o soluție. Da, dar nu este să zice vorba. Nu e nevoie să o... Eu cred că toată lumea o știe. Dar... Siguranță. Poate să fie o soluție cu duș și întors, ca să zic așa. Depinde. Un pui mai e adevărat, un pește de 5-7 kg nu prea se hrănește pe lângă 5 de 1 kg, 2 kg. Nu, dar te ajută mai mult dacă prinzi constant 5-7 kg. Dacă nu mai bine prinzi câte 7-8 de kg și munca e mult mai să nu fie sub 1 kg 500. De la început din tot clubul 1 2 cred că doar 3 am fost până acum la campionatul, am participat la Guardia Națională. Pe piață, pe în 2012, când am fost eu, probabil, la tot în exact. Așa, da. Eu am fost cu Chivu în echipă, în cover 10. Nici știu eu, am fost eu, George Pătrar, am participat, probabil, al lui Vasile. Da, nu-i mai știu. Și cam atât. Chiar, dar sunt 9 ani de atunci. Oricum, eu am încredere. S-a schimbat mult. Am încredere de plină, am format echipele așa, pe rând. Asta e cel mai important. Cunosc pe toți, eu știu ce poate, știu ce poate fiecare. Și cum se compensează unul cu altul. Exact, știu cine cu cine se înțelege. Contează cel mai mult. Și așa am format echipele. Acum vom vedea. Vă spun, îi spuneam și lui Kenzo. Corect, îi spuneam și lui Kenzo în mașină pe drum. Africa de Sud, când a venit la noi la campionatul mondial, mă uitam la instant, aveau toate standurile, erau acele de în stânga, plumbi în dreapta, firele în stânga. O organizare întotdeauna. Organizare perfectă. La ce mod? Dacă eu intram în orice stand, știam unde găsesc acele, știam unde găsesc plumbi, știam, nu știam, nu stăteam să caut. Și totul era organizat perfect. Organizarea contează foarte mult într-un campionat național. Pentru că ții într-o rezervă și nu știe, și nu știe unde ai plumbi, unde ai aia, unde ai stai și caută. Tu dormi, tu dormi în momentul ăla. Trebuie să te scoale unde sunt plumbi, unde sunt acele, unde sunt. Până la urmă, 72 de ore putem să facem un efort. Sigur, organizare la modul ăsta, eventual, iarăși, carpetele pe jos sunt esențiale pentru că pietrele alea obosești, normal, sunt 72 de ore să le ești în papuț și ești în cazul ăla. Depinde, da, mai știi, mai noi ne doream, mai eu, și mai tine. Crede-mă, eu cu Chibu eram tine și noi 9 ani mai în spate, Chibu era și mai tânăr, ne doream să termin. Sâmbătă ne doream să se termin, cât mai repede. Ne doream să se termin. Am luat un loc 13, deci n-am calificat, am încercat cu calificare pe punctaje, pe nu știu ce, n-am calificat, s-a calificat o bătără mai departe, nu s-a mai ținut după aceea acum de treaba asta, dar ne doream să se termine, efectiv nu... Nu mai puteți, practic. Nu mai puteam, nu, da. Tu ai văzut că nu mai ai șanse și doreți să... Nu șanse, că nu trebuia, nu, noi trebuia să ne calificăm, practic, nu aveam șanse la locul 1, clar nu mai aveam, dar urma ca în anul următor primele 8 echipe să participe, parcă nu, așa era 8, și noi eram în primele 8, deci ne calificam în primul, asta era următorul. Da, deci erați deja calificați, era deja calificați. Dacă deci, nu erați calificați și erați acolo la mustață, să vă calificați, vă doreți. Da, și adrenalina și exact. Dorința vă împingea. Exact. Totodată vă... puteți să aveți șanse să aveți 3 drill-uri simultane, 4 drill-uri simultane, să fiți singuri. Ceea ce e grav. Și pe scot un pește. Fugi. Punca de echipă întotdeauna își face... își face prezența. Hai, E mai frumos. Haideți să vedem și în live. Haideți să vedem un drill în direct. Era pe drum. Dar măcar este un drill.
asta cred că încheiem această mică relatare de Balta Cenușaru, urându-le fir întins celor de la BRK Team.